Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Mircea Joană, a dezvăluit detalii din interiorul NATO. Acesta spune că putem doborî dronele dacă ne consultăm cu aliații, însă țara noastră duce lipsă de legislație în acest domeniu. Totodată, Mircea Joană spune că alianța și-a revizuit planurile de apărare și descurajare după invazia Rusiei în Ucraina. Mircea Joană, candidat independent la alegerile prezidențiale și fost secretar general adjunct al NATO, a dezvăluit că apărarea NATO din România s-a îmbunătățit după debutul războiului, însă nici acum nu avem o apărare antirachetă performantă la granița de est. La nivel de NATO am decis, ceea ce era firesc după războiul din Ucraina, după războiul Rusiei în Ucraina, să revizităm complet planurile de apărare și descurajare ale NATO. În mod normal, ar fi trebuit să avem o chestiune de apărare antirachetă mult mai performantă, dar pentru că încă nu avem tot ce ne trebuie și nici România nu are ce-i trebuie. Mircea Joană spune că autoritățile nu sunt împiedicate să doboare dronele ruse care intră pe teritoriul țării. Nu există niciun fel de impediment ca în consultare cu NATO, statul respectiv, în speță România, să-și ia măsuri și să facă, până la urmă, o decizie națională. Ceea ce a lipsit României și este un lucru pe care sper să-l putem corecta cât mai repede în Parlament, a fost o întârziere, cred eu, mult prea mare pe două tipuri de legislație. Acoperirea juridică a unei eventuale decizii de a da jos ceva care, evident, în consultare cu NATO, pare să fie un atac intenționat sau o chestiune care să fie suficient de severă care să justifice datul ei jos, este o decizie națională și legislația noastră încă nu este suficient de clară cu privire la ce dai jos, cu ce dai jos și în ce ordine dai jos. Mircea Joană a dezvăluit și problemele din sistemul românesc în ceea ce privește apărarea. Mai este un al doilea tip de legislație care trebuie pus la punct și cred că trebuia pus la punct de ceva timp, acela de a crea cadrul legislativ pentru a pune trupele românești arondate la NATO și sunt numeroase. România a pus foarte multe din trupele naționale sub jurisdicție NATO în condițiile în care se activează planurile de apărare. Lanțul de comandă din România, național, de la șeful statului major reunit și toți ceilalți comandanții noștri, în clipa în care aceste trupe românești arondate la NATO în situația de nevoie ajung sub comanda NATO, astăzi nu am legislație care să permită ca comandantul meu suprem aliat să ia ordine și să dea ordine militarilor români în România. Candidatul independent spune că viitorul președinte va trebui să știe cum să gestioneze problemele legate de război. Viitorul președinte va trebui să răspundă și acestor întrebări. Sunt două lucruri aici. Nevoile tale și disponibilitatea aliaților să-ți ofere ceea ce ai nevoie. Pentru că nu este automat că dacă România ar avea nevoie de o brigadă permanentă, Franța și celelalte țări, Belgia, Luxemburg, se rotesc câteva dintre ele, răspund în mod automat prezent la câte ai tu nevoie.